Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic, singura emisiune din regiunea de Nord-Est ce ia cu adevărat pulsul economiei eșene. Discutăm în această seară despre o sărbătoare, o sărbătoare care mi-ar plăcea să îmbrace haine naționale, internaționale, de ce nu? Sărbătoarea diasporei, Iașul este acasă, Iașul este și va fi acasă pentru toți cei ce suntem cu adevărat ieșeni. Alături de mine se află doi ieșeni cu suflet mare, și anume Vasile Tiron, director, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională din cadrul Primăriei Municipiului Iași, și domnul Dan Zaharia, consultant și reprezentat totodată a mediului de afaceri local. Bună seara și bine ați venit în studioul Iași TV Live. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și celor de acasă. Celor de acasă, cu siguranță, oriunde am fi plecați în lumea asta, peste hotare, suntem mândri că suntem eșeni, suntem mândri că suntem români, da? Și Iașul este acasă. De câte ori v-ați întrebat, sau poate așa, în familie, când ați fost plecați în vacanțe, mai perioade dintre astea mai lungi, 7 zile, 10 zile, de câte ori ați spus când ați ajuns acasă, tot mai bine e acasă la mine, indiferent că stau la 4 sau 5 stele, așa e? Așa este, da. Cum facem și ce metode găsim să-i aducem pe ieșeni acasă? Ieșeni care, iată, preferă, prin prisma salariilor, a civilizației, a culturii, a educației, să plece din Iași, să-și lase aici familiile, și până la urmă cred că factorul motivant e cel financiar, pentru bani. Așa este. Dacă facem referință la Primăria Municipiului Iași, sunt mai multe posibilități să oferim cetățenilor de afară cadru bun pentru a veni înapoi în țară. Vorbim de o deschidere totală a Primăriei Iași către cei care vin și doresc să investească în țară. Vorbim de parteneriate care se pot crea între primărie, mediul de afaceri, mediul universitar, învățământ, instituțiile de învățământ și cultură, ca împreună să putem construi proiecte durabile pentru comunitate, ceea ce se și face. Așa. Uitați că l-avem pe domnul Dan Zaharia aici, un ambasador al industriei IT și inițiator al multor proiecte pentru comunitate. IT-ul, ce drept, e pe val în acest moment. E bine să stai în Iași, e bine să stai în România, salariile fiind extrem de motivante. Dar ca reprezentant al mediului de afaceri local, cu siguranță plecați în vacanțe sau prin diferite delegații peste hotare, ce v-ar motiva, dacă ar fi să investiți acolo, să lucrați, să câștigați un ban, să vă reîntoarceți acasă? Ce v-ar motiva să spuneți, da, domnule, tot la Iași e mai bine, mă întorc la mine acasă să investesc? Fenomenul ăsta al exodului forței de muncă în exterior nu e un fenomen care a apărut ieri. Și atunci, soluțiile pe care le implementăm atât în zona privată cât și în zona publică nu pot crea fenomene extraordinare peste noapte. În primul rând e o schimbare de atitudine, să nu-i mai primim ca pe niște căpșunari, care e o denumire peorativă. Foarte corect spus, da. Și ca pe niște oameni care au plecat spre orizonturi mai bune și care până una alta, foarte mulți ani, au trimis sau și trimit încă bani înapoi în România. Și de foarte multe ori aceste miliarde de euro care au ajuns înapoi în România prin transferuri directe între persoane fizice au salvat bugetul României. Aveți mare dreptate. Și nu există soluții miraculoase. Primul lucru, această suită de evenimente, că Iașul este acasă, nu vrem să intrăm într-o zonă de dulcegărie. Da? Din potrivă, venim cu niște chestiuni foarte concrete, cu niște oameni, cu exemple pozitive de oameni care s-au întors acasă și au reușit. Pe de altă parte, nici primăria nu poate face discriminare între cei care vin de afară și reinvestesc în Iași și cei care sunt în Iași și investesc. Atunci mai degrabă pleci un an afară și te întorci și găsești foarte multe lucruri gratuite. Deci primăria nu poate să facă o diferență, dar poate în primul rând să fie deschisă, pentru că omul respectiv s-a obișnuit afară cu multe facilități. Nu neapărat numai, cu alte proceduri. Cu alte proceduri. Și atunci el este speriat să se întoarcă înapoi, pentru că ceea ce vede până la urmă din fluxurile de știri pe care le citește cu siguranță pe internet sau din posturile de televiziune pe care le urmărește online, este o
o anumită bâlbâială administrativă din punct de vedere fiscal, pe care și noi aici în România o trăim și ne speriem, dar încă nu fugim. El ar avea nevoie de o claritate. Dom'le, dacă vreau să-mi fac un SRL, care sunt condițiile, ce se întâmplă, la ce birouri trebuie să întreb, ce trebuie să fac pentru mine care am plecat de atâția ani de zile sau în afară, nu cumva mi-am pierdut niște drepturi. Sunt foarte multe întrebări pe care îl macină și el când ajunge aici pentru 2-3 săptămâni, cât stă în România, cât și-a luat concediu de dincolo, dacă nu găsește aceste răspunsuri sau dacă găsește foarte multe instituții publice care sunt în concediu sau program redus, consideră că program redus e în tot restul anului și nu mai îndrăznește mai departe. De-aia e foarte bine că primăria a înființat în premieră acest birou diaspora, care încearcă să fie mai mult decât doar un birou de lucru cu investitorii. E un birou în care ăla care se întoarce cu familia, se întoarce și cu copiii care trebuie dați reintegrați în sistemul la școlar. La școli, ce e, da? Se întoarce poate și cu o anumită nevoie de sănătate care trebuie abordate în sistemul local și nu știu dacă mai este asigurat din punct de vedere a sănătății. Se întoarce cu anumite pretenții, până la urmă, firești, a oricărui cetățean. Da, nu le-aș numi pretenții în sensul exagerate, ci pur și simplu el vrea normalitatea pe care a găsit-o afară. Acolo a vrut să se angajeze, s-a angajat, a vrut să-și facă un SRL, este supus unor controle, cu siguranță nu este ușor să fie un outsider în direcția asta, dar și-a găsit o comunitate, mai are și o biserică ortodoxă acolo, la care, deci el și-a creat propria lui comunitate, propria lui bulă în care trăiește bine, mersi și vorbește românește. Dacă s-ar întoarce încoace, să nu se simtă înstrăinat, să simtă că cineva vrea să vorbească cu el. Eu sunt foarte curioasă, domnule Zaharia, dacă v-a trecut vreodată în minte să plecați în afară, cu familie, cu tot, să investiți acolo. Sunt anumite fenomene externe României. Dar fiți sincer acum. Nu, în principiu nu. Sunt însă anumite fenomene externe care mi-au dat la un moment dat de gândit, pentru că n-aș vrea să trecem prin ce au trecut bunicii și străbunicii noștri în anii 40 și ceva, în condițiile în care România a fost ocupată și foarte multe din averile acumulate și proprietățile au fost pur și simplu trecute în slujba unui stat comunist. Și atunci o astfel de experiență nu cred că aș sta să aștept. Să deci factorul politic ar putea să vă impulsioneze externă, de politică externă. În rest, câtă vreme România este membru NATO, este UE, eu cred că există mai mari oportunități aici decât în străinătate. Normal că acolo poate se câștigă niște bani sau tarifele sunt mai mari pentru anumite servicii, dar când e să tragi linie, e posibil să faci mai multe în această țară care are anumite dereglementări pe diverse domenii decât într-o țară foarte bine reglementată în care dacă ai pășit în dreapta, ai și ieșit din joc. Aici mai poți să-ți inventezi și propriile tale reguli. Încă mai găsești forță de muncă calificată. Normal că în momentul în care e așa o mare discrepanță între salariile de bază de afară și salariile de aici, sunt niște carturi pe care nu poți să le umpli pur și simplu. Dar ceea ce se întâmplă este faptul că și afară există o productivitate pe care poate muncitorul de aici nu este împins să o aibă. Este motivat, da. Și din nou fac trimitere către factorul financiar. Poate dacă ar fi plătit cu un salariu motivant, ar munci mai cu spor așa la serviciu și nu și-ar lua atât de mult pauze de cafea sau pauze de Facebook. Eu cred că e o chestiune și de mentalitate. Dacă tu în jurul tău vezi doar exemple de oameni care au reușit prin necinste, prin nemuncă, ești demotivat complet. În momentul în care însă te vezi afară că ești plătit inclusiv pentru ora pe care ai făcut-o până la serviciu, da? Că cele 6 ore, 8 ore cât ești la job, cineva în jurul tău muncește și nu trage chiulul, deci mediul de muncă în străinătate este diferit și omul respectiv muncește, câștigă, este mulțumit. Dacă ar fi în România și în jurul lui ar vedea că ăla fură, ăla trăiește pe ajutoare sociale nemeritate pe care doar a mai fentat puțin legea, la un moment dat să spune, bă, dar eu prostul cui sunt? De ce să fac chestia asta? Și atunci intră și în această mentalitate de lasă-mă să te las sau să moară capra vecinului sau multe alte proverbe din astea. Iată că primăria municipiului Iași nu a stat degeaba, chiar dacă e perioada de vară și de concedii, ați radiografiat așa foarte bine, da? Ați făcut o radiografie a ceea ce înseamnă
Iași, pe ansamblu, și ați luat inițiativa de a înființa un centru de informații pentru cetățeni și totodată un birou, biroul Diaspora. De unde ideea? Sunt curioasă. Cum ați pus bazele acestui centru și dacă au fost eșeni până acum care să apeleze? Da, primăria municipiului Iași este, cum vă spuneam, are o deschidere totală către toți către omul de rând până la urmă, da, că indiferent toți, că investitor. Toți oamenii. Dar ca să determinăm cumva oamenii de afară să vadă că avem interes pentru ca ei să vină în țară, am creat și acest birou la nivelul aparatului de specialitate numit Birou Diaspora. El își propune să facă foarte multe lucruri, dar în principal, dacă avem, este discuția despre românii de pretutindeni, își propune să reconecteze românii de pretutindeni la proiectele Iașului. Să putem să mărim profilul de vizibilitate a Iașului în afara României. De când anume ați înființat acest centru, acest birou și care au fost prin primele activități, principalele? Dacă e să vorbim de Direcția de Relații Publice și Transparență Decizională, pe care o conduceți, pe care o coordonez, ea a fost înființată pe scheletul Centrului de Informații pentru Cetățeni. Relația directă cu cetățeanul, putem vorbi că chiar este interfața primăriei. Ea a fost, acest centru de informații pentru cetățeni a fost înființat cu un scop foarte bine determinat, în sensul că omul odată să nu mai piardă timpul să meargă din birou în birou să-și rezolve problemele. O a doua, un al doilea motiv a fost și acela de a elimina faptele de corupție. Odată spuse în public. Aveți eșeni care într-adevăr să vină să facă plângeri, să cu siguranță prea puțin vin să vă felicite. Da, domnule, bravo că ați înființat acest birou, acest centru, iată pentru noi eșenii. Mulți dintre ei vin cu probleme, vin să vă ceară o anumită deschidere sau soluționarea anumitor probleme. Da, în ideea asta a fost înființat și Centrul de Informații pentru Cetățeni în anul 2005 pentru a primi, în primul rând, o informație că vine și cere eliberarea unui act administrativ. Atunci el nu știe cu ce trebuie să vină la primărie pentru a-i se elibera un certificat de urbanism. Deci era un birou unde primeau efectiv informații. Este un compartiment de relații cu publicul, îi se dă informațiile necesare. Cetățeanul și le adună frumușel, pune într-un dosar și le depune la acel compartiment registratură. De acolo capătă o direcție nouă către compartimente de specialitate și dumneavoastră a zis că dacă cetățeanul este mulțumit. Păi aveți și laude, sunt curioasă chiar. Avem, pentru că noi avem măsurători periodice privind gradul de satisfacție, nu, a ieșeanului, că e ieșean și că e mulțumit. Și să știți că marea majoritate a ieșenilor sunt mulțumiți. Acum, ce pot să spun? Sunt și chestii subiective pe care cetățeanul nu poate să le înțeleagă. Dacă el are nevoie de o casă, o vrea mâine. Nu e, pentru că nu sunt atâtea locuințe cât ar trebui să, câte cereri sunt. Și atunci există și nemulțumiri. Nu putem să spunem că... Cum comentați, iată, deschiderea primăriei și inițiativa acestei instituții? Pentru că, după cum spuneați, uneori imaginea negativă, da, dacă e să ne raportăm la știri, la ziare, la mass media, care joacă un rol foarte important, iată, pentru ieșenii plecați peste hotare, îi determină să rămână acolo și să nu vină aici. Ca pe o normalitate. Deschiderea instituțiilor publice către public trebuie să fie o normalitate. Transparența trebuie să fie o normalitate. Accesul la informații, o normalitate, pentru că informații, sunt foarte multe informații publice. Da, site-ul primăriei ușor devine un site pe care chiar poți să obții informații curente.
Inclusiv sper că ați ajuns la zona de publicarea hotărârilor de Consiliu Local în ordine descrescătoare, să încât să le vezi pe ultimele. Da, și nu inclusiv să le vezi pe al documentelor ca să fie în editabile, că da. Sunt, e nevoie de documente. Dar fără presiunea societății civice, zona publică își va face treaba așa cum credea mai bine. Și de-aia există presiuni, pornind de la aspecte de tipul monitorizarea activității consiliilor locali, rapoarte periodice solicitate, astfel încât foarte mulți consilieri locali în momentul ăsta publică părerea lor despre o anumită ședință de consiliu local, despre anumite puncte de pe agenda respectivă, lucruri care înainte doar le găseai deja publicate, deja aprobate și da, poate la un moment dat poate părea o chestie incomodă, dar de fapt duce în zona asta de transparență. Doi, tot timpul vor fi oameni nemulțumiți, ceea ce e absolut normal. Important e să feedback-ul respectiv să fie, cum spunea și domnul Tiron, relevant. Satisfacția acum nu se poate pentru toată lumea. Și poate trebuie să vedem și partea pozitivă, partea bună a lucrurilor. Dacă sunt mai mulți eșeni nemulțumiți cu diferite probleme, poate vă determină să găsiți soluții, iată, să... Da, să îi fie... ajutați, da, sub anumite aspecte. Cum spunea și domnul Dan, societatea civilă e cea care ne sesizează de unele derapaje. Important este ca noi să primim și să ne reglăm activitatea. Știți de grupul ăla de pe Facebook numit Prins în trafic în Iași, de exemplu, da? În care e o anumită dezbatere despre toate îmbunătățirile care se pot aduce sistemul de circulație. Da, și unde asta se comentează toate străzile de prin toate cartierele. Unele sunt chiar niște chestiuni foarte faine și dovadă că acum știu că s-a lansat în sfârșit licitația pentru zona aia din zona mall-ului, o bretea care va rezolva mare parte din aglomerația din Tudor Vladimirescu. Deci sunt lucruri care primăria, dacă le citește printre rânduri, le poate găsi și există oameni care pot da anumite soluții pe care poate un funcționar public nu le vede pentru că are prea multe pe cap. Revenind în zona de investitori, primăria Iași este clar mai deschisă decât în anii trecuți și lucrul ăsta se vede, delegații peste delegații, ambasadori. Cred că luna iunie a fost o lună în care Iași a primit 4 ambasadori. Lucrul ăsta spune foarte mult despre noi. În sensul despre că vizibilitate, în primul rând. Probabil... Vizibilitate pe care o câștigăm pe plan internațional. Interesul de ca să aducem oameni, investitori în potențial. În da. Potențial. Există avantaje în a fi ultimul din clasă. Că măcar știi ce subiecte au luat și au rezolvat cei dinaintea ta. Și atunci, faptul că suntem în așa numita cea mai defavorizată, sau una din cele mai defavorizate... Regiunea de Nord-Est. Da, paradigma în aia de a ne plânge de milă. De fapt, vedem alții ce au făcut înaintea noastră. Și a ne compara cu Clujul, cu Timișoara. Eu, părerea mea personală, e că comparația asta este greșită, din mai multe motive. Un investitor, el nu vede granița de est a României lângă Iași. El vede niște puncte pe o hartă a Europei în care poate sau nu se investească. Și îl interesează mai puțin că Iașul are cultură de sute de ani sau că Clujul are festivaluri de zeci de mii de oameni, interesează forța de muncă, salarii, cât costă chiria, cât de repede se poate instala, exact. Cât de, transportul public al oamenilor respectiv la muncă, cât de receptive sunt autoritățile locale de pe toate nivelurile la anumite probleme care pot fi rezolvate și intră în competența lor, lucrurile astea contează. Și atunci încercăm să fim pragmatici, să ne oprim din a ne plânge așa de milă că ne-au dat ăștia la București. Dovadă că tot în mai, iunie, anul... Să știți că e o realitate ceea ce ziceți. Discutam cu mulți clujeni, să zic așa, care iată au vizitat Iașul pentru anumite motive și care spuneau că voi chiar vă plângeți de milă, dar de multe ori chiar n-aveți de ce să vă plângeți de milă. Nu chiar așa cum ziceți. Și ei își plâng de milă. Dacă vorbești cu un clujean, în momentul ăsta cu siguranță va fi fie foarte mulțumit, fie foarte nemulțumit, nu undeva la mijloc, despre festivalul de muzică care tocmai s-a petrecut. Exact, și acolo sunt două tabere, da. Foarte bine definite, da. Și atunci Iașul a dovedit că printr-o inițiativă privată, cu un sprijin minimal din zona publică, dar totuși există un sprijin aici,
A reușit să organizeze un festival de muzică cu zeci de mii de participanți în cele trei zile de festival. Lucrul ăsta, probabil, la ediția de anul viitor, se va transforma într-o regulă și oamenii vor... E doar un start, da, și un început. E un start pe mai multe paliere, că deja anul ăsta sunt 3-4 evenimente foarte mari, ăla fiind cel mai mare, dar în care există alternative de petrecerea timpului liber, pentru că oamenii despre asta vorbesc. În momentul în care venitul lor disponibil se mărește și prin asta înțelegând nu neapărat că le s-au mărit salariile, ci pur și simplu rămân mai mulți bani în buzunar, vor să facă ceva cu timpul lor și până acum, în afară de concerte gratuite în fața Palatului Culturii, nu prea mai aveai alte alternative. În momentul ăsta, concertele gratuite s-au mutat în fața primăriei, dar mult mai specializate, da, pe familie, pe mașini, pe sărbătoarea ei, pe diverse chestiuni. Da, da. Astfel încât, de fapt, e o sărbătoare continuă, de fapt, practic. Și sărbătoarea fiecare... continuă la, da, Iași, pentru că eu chiar menționam faptul că urmează ca Iașul, săptămâna viitoare, să îmbrace haine de sărbătoare. Și mă bucură acest lucru, sărbătoarea diasporei, Iașul este acasă, un eveniment care va reuni, zic eu, câteva sute, Doamne ajută, mii de ieșeni, de ce nu? Chiar ieșeni de-ai locului sau ieșeni care își păstrează în suflet mândria de a fi român, care sunt plecați peste hotare și revin aici. Ce își propune, iată, biroul Diaspora să organizeze la Iași chiar în zilele de 15, da? Da. Spuneați dumneavoastră că e posibil să reunească foarte mulți români. Chiar dacă nu vin, sunt prezenți, dar sunt prezenți cu inima. Pentru că la un asemenea eveniment și acolo unde se creează, nu există posibilitatea, vorbind, practic nu există posibilitatea să vină câteva mii. Important ceea ce se discută acolo unde există întâlniri. Primăria municipiului Iași este onorată că poate să facă, să realizeze a doua ediție a sărbătorii diasporei. Iașul este acasă. 2016-2017. 2017 vorbim de o conferință Repatriot cu un grup din cadrul fundației, cu lideri din mediul de afaceri. Cu nume sonore, cu nume, iată, oameni sonore care au reușit să răzbată în mediul de afaceri, au ajuns cunoscuți chiar și pe plan internațional, dar vreau să lăsăm așa tot ce e important din agenda acestui proiect, să dezvăluim celor ce ne urmăresc după un scurt moment pentru publicitate.